Bună ziua, domnule Ștefan Gheorghiță, îmi face plăcere să ne revedem ca de fiecare dată, dar niciodată mai mult decât în frumosul acesta lan de rapiță. V-ați îmbrăcat exact ca un bondar polenizator, dungat, pregătit pentru a verifica câmpurile de rapiță. Săru, bună, bine ați venit. M-am îmbrăcat așa, sincer să fiu, să fie totuși ceva mai vesel, că... Prea ne spământă galbenul ăsta așa. Veștile triste, discuțiile sunt triste și măcar acum să ne mai înveselim un pic. Aici avem o cultură de rapiță care am înființat-o la timpul ei, să zicem. Diferența că noi semănăm culturile de rapiță la 70 de centimetri între rânduri, comparativ cu majoritatea care seamănă între 3 și 50. Noi semănăm la 70, densitatea am redus-o de la 50-55 de boabe germinabile pe metru pătrat, am coborât undeva la maxim 30 de boabe germinabile și avem în jur de 25-27 de plante pe metru pătrat. Este acesta un avantaj? De ce 70? 70 din cauza că ne permite să menținem o tehnologie sustenabilă. Și de ce spun asta? Reducem foarte mult numărul de boabe germinabile pe hectar. Bun, o să ziceți, merită economia la sămânță comparativ cu nivelul de producție. Nivelul de producție care îl obții este suficient. La o cultură de genul ăsta poți să faci 4.000 de kilograme la hectar fără probleme. Deci nu ai o problemă de venit. Producție. Pe de altă parte, costul se reduce. Fiindcă noi, dintr-un sac de rapiță, în loc să înființăm 3 hectare, înființăm aproape 5 hectare. Al treilea aspect este dat de boli. O perioadă lungă de timp, cultura are niște spații între rândurile semănate, unde circulă curenții de aer și nu permite o dezvoltare rapidă, accelerată a bolilor, știindu-se faptul că atunci când ai o cultură deasă, umiditate mare, aerul stătut, este un mediu prielnic pentru dezvoltarea acestora. E, toate aceste lucruri ne fac să ne gândim că este mai bine. Avem și posibilitatea de intervenție suplimentară cu prășit mecanic, ceea ce te ajută să te poți gândi la o evitare a unor costuri suplimentare sau excesive cu produsele pesticide. Deci, din punctul meu de vedere, sunt câteva avantaje certe, inclusiv pierderile pe care le ai prin irigat, fiindcă întinzi tamburi, strângi tamburi, că nu toată lumea are liniară. Și atunci, toate lucrurile acestea adunate ne-au făcut să credem că este sistemul cel mai bun. Iar rapița are o capacitate de ramificare extrem de puternică, chiar dacă sunt și soiuri, mai ales hibrizi, care pot să aibă o ramificare mai puțin pronunțată, dar în general rapița este o plantă care ramifică foarte bine și compensează spațiile între. Pot fi și dezavantaje. Poți să ai un an cu probleme la răsărire și unde atunci golurile să fie foarte mari, fiindcă având rândurile la 70. Dar, încă o dată menționez, eu vorbesc de o fermă la irigat. Și atunci, pentru noi, având posibilitatea să intervenim inclusiv la răsărire cu apă, am preferat să mergem pe acest sistem. Și nu regretăm. Deja e al treilea an în care mergem și cultura se prezintă în așteptările noastre. Vorbim de rapița din ferma noastră. Când ați intrat la semănat? Deci noi am început să semănăm pe 5 septembrie, iar cea care, de care aminteați mai devreme, este o mică parcelă, e vorba de o experiență pe care o facem și știți cum este. Când ai câte o mică bucățică, întotdeauna o lași mai la coadă. O lăsăm mai la coadă și am lăsat-o la coadă până am reușit să o semănăm pe 3 octombrie. Sincer să fiu, am fost neîncrezător, dar am zis hai să o facem și într-adevăr s-a dezvoltat și se prezintă extrem de promițător. E și ea înflorită. Nu e dezvoltată chiar ca cea unde suntem acum, dar nici diferențe foarte mari nu sunt. Și ne ajută să tragem niște concluzii, fiindcă într-adevăr ne gândim foarte serios ca pe viitor cultura de rapiță să nu o mai punem după grâu, fiindcă toți cultivatorii știu, sunt probleme de samulastră, trebuie să faci niște cheltuieli de combatere a grâului samulastră care rămâne apare după cultura premergătoare. Și atunci, după poruncul, terenul rămâne mai curat, mai bine și poți să faci niște economii și în sensul ăsta, adică să reduci din erbicide.
Și ne gândim la treaba asta, să ne folosim de terenurile unde începem recoltatul porumbului, undeva în jur de 10 septembrie, și imediat să venim să semănăm rapița. Având în vedere că la noi totuși rapița ocupă o suprafață, să zicem, medie. Nu e una din culturile principale. La noi principal este grâu, porumbul și soia. Să reamintim telespectatorilor câte hectare avem. 640 de hectare lucrăm, dintre care 570 sunt la irigat, iar ca și structură de culturi semănăm în general, în funcție de an, vorbesc ca o medie multianuală, undeva între 170-190 de hectare de grâu, cam 200-220 de porumb, 100-120 de soia, rapiță în jur de 60-70, floare destul de puțin și la neirigat doar, la irigat nu cultivăm, și mai avem mici suprafețe de mazăre, muștar, orzoaică de primăvară, pe, mai ales pe bucățelele de teren mai necomasate, să zicem așa, și atunci semănăm astfel de culturi. Bine, muștarul punem și mazărea pentru covoarele vegetale. Sunt multe subiecte pe care vreau să le discut cu dumneavoastră, cel de a fi fermier european, covoare vegetale, dar să o luăm și să explicăm telespectatorilor despre rapița în care ne aflăm. Ați făcut vreo lucrare mecanică după răsărire? Deci după răsărire nimic. Noi, temul nostru este de minim util, lucrăm cu Tiger, dar nu înseamnă că doar Tiger-ul este utilaj în sensul ăsta. Sunt și alte firme care vând utilaje similare, asta folosim noi. Să zicem ca element de noutate, dar am mai văzut și la fermieri, pe Tiger noi am montat un bunker de distribuție semințe-îngrășăminte, poate fi folosit pentru ambele situații, de la APV, și un bunker de 1600 de litri, care ne ajută odată să administrăm îngrășămintele care decidem. De cele mai multe ori folosim îngrășămintele complexe și le administrăm odată cu lucrarea principală, după care venim și semănăm direct în această lucrare, nu facem alte lucrări suplimentare, semănăm cu o semănătoare de precizie tip Waderstedt Tempo F8 și alte lucrări mecanice de toamnă nu mai facem. Intervenim cu erbicide sau fungicide sau insecticide după caz. Ce fel de buruieni sau dacă avem atac de insecte sau o boală, doar în cazul ăsta. Primăvara n-am făcut în acești ani niciun fel de prășit mecanic, n-a fost cazul, dar suntem pregătiți în permanență dacă este să fim nevoiți. În rest facem tratamentele de rigoare. În general suntem foarte atenți la capcane și facem un tratament cu insecticid primăvara de vreme, pentru ce un torincus, dar în funcție de capturile pe care le înregistrăm. A fost anul ăsta problema? În fiecare an. La ce un torincus nu ai cum să scapi. După aceea facem un primul tratament de fungicid. Nu suntem adepții fungicidelor, cum să vă zic, foarte scumpe, ci încercăm fungicidele care sunt consacrate și au cam arătat ce știu să facă. În general, un nivel mediu, fiindcă este o perioadă mai strânsă cu banii și atunci trebuie să fii chibzuit. Și după care venim cu al doilea tratament chiar în perioada asta la înflorit, unde administrăm insecticidele pentru melighetes și ceuntorincusul, gărgărița pentru silicve. Mergem și pe sistemic, facem un mixt, un insecticid sistemic cu unul de contact și administrăm cu această ocazie și al doilea fungicid. La primele tratamente, ce nu am menționat, administrăm și foliarele cu bor și mangan. Atât, nu facem altceva. Mergem pe administrare de îngrășăminte solide, inclusiv microgranulate la semănat pentru rapiță. Nu prea sunt adeptul așa foarte mult la foliare. Nu spun că-s bune, că nu-s bune. Eu vorbesc de tehnologia mea. Mă descurc și fără, cum ar zice. Nu, folosesc doar cele care le consider absolut necesare, cum ar fi borul. Mai administrăm contra stresului, într-adevăr, aminoacizi.
iarăși, asta o facem. Știți, în momentul în care s-a spus că Uniunea Europeană obligă fermierul român să renunțe la îngrășăminte sau să reducă cu 50% atât îngrășămintele cât și pesticidele, ne-am speriat maxim. A venit criza economică și parcă ne-a obligat să o facem. Sunteți genul de fermier care ați spune fără îngrășăminte, se poate fără îngrășăminte, pe termen lung, cum vedeți? Eu aș băga în discuție, pe lângă ce spuneți dumneavoastră, și disputele care mai sunt pe rețelele sociale. Împart lumea în două, da. Da, împart lumea în două, dar părerea mea că împărțirea apare dintr-un alt motiv. Că și una și cealaltă din părți, unii nu vor să explice foarte clar ce vor să spună, iar alții nu sunt foarte atenți sau nu înțeleg ce vor ceilalți să spună. Ca să sistematizăm un pic lucrurile, noi trebuie să ne gândim la câteva elemente pe care majoritatea fermierilor le știu sau ar trebui să le știe. Un sol agricol, normal, și vorbesc cum este zona de sud-est, eu mă refer la zona unde mă aflu, fixează anual atmosferic din activitatea microbiologică undeva între 20 și 40 de kilograme de azot, substanță activă. Și în general pe speciile de microorganisme de tip azot spirilium. Nu doar, dar în special. În al doilea rând, în funcție de ploile pe care le avem, dar ploile torențiale cu tunete și fulgere, se mai fixează încă 10-15 kilograme de azot. Bun, pe lângă aceste fixări, dacă ai avut o cultură de leguminoasă, că e lucernă, că este soia, că e mazăre, că e linte, că e năut, bob, ce vrei leguminoasă. Așa, se mai fixează în funcție de cultură și de activitatea bacteriilor fixatoare de azot, undeva între 40 și 100 de kilograme. Zic 100 de kilograme, de exemplu, cum e la lucernă, care e o cultură multianuală și acumulează. Mai puțin la culturile foarte rapide, cu perioadă scurtă de vegetație, cum este mazărea. Deci lucrurile sunt oarecum largi și cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că nu e bătut în cuie 30,3 kg, ci este între și între. De ce? Fiindcă vedeți dumneavoastră, este foarte important. Iau un exemplu. Cultiv o cultură de soia. Este important dacă îi fac tratament cu nitragin. Dacă nitraginul ăla găsește condiții de dezvoltare și el să meargă la randament maxim, poate nu găsește umiditate cât i-ar trebui, găsește prea multă sau mai puțină. Și atunci randamentul este mai mic sau mai mare. Deci lucrurile creează o mare variabilitate. Dar fermierul trebuie, care este acolo și tot timpul este pe câmp, trebuie să le interpreteze. Acum să nu ne gândim că un fermier are un telemetru în ochi și poate să zic că observ eu după soia asta am 68,4 kg de azot fixat. Nu. Dar poate să-și dea seama, doamne, am o activitate de simbioză bună, că vede câte nodozități are, dacă sunt active, nu sunt active, și poate să zic că, doamne, am o anumită acumulare de azot. Ei, având o vedere, un tablou de genul ăsta, pot să zic, doamne, am acumulat, să zicem, 80 de kg de azot. Cu 80 de kg de azot, dacă pun grâu, cam ce producție aș putea să fac? Doamne, pot să sper un 5 tone. Dau un exemplu. 5 tone. Vreau să mai risc în condițiile în care la neiriga și se anunță un an secetos și să mai bag îngrășăminte, dar la care s-ar putea să nu scot banii? Sau rămân cu azotul care am reușit să-l adun așa și să merg mai departe și să mă mulțumesc cu acel nivel de producție? Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că la ora actuală în România sunt fermieri și unii dintre ei pe suprafețe mari, de care îi știu, dar nu vreau să-i pomenesc, că n-am accept, știți cum este fiecare, dacă vrea să face cunoscut, și care folosesc astfel de tehnologii minimale. Și zice, domnule, eu nu-mi doresc să fac 5 tone la rapiță. Eu vreau să fac 3300, dar îmi aduc tehnologia la 3300. De exemplu, Dorian, și îi dau numele, el nu spune că să nu se folosească îngrășăminte. El ceea ce spune este că în condițiile de anul ăsta, la neirigat, îi este frică să le administreze și să-și încarce costurile, neștiind dacă va avea apă să și le și recupereze. Și problema este că poți să te joci un an, dar în momentul în care, cum suntem noi acum pe estul țării, toată Moldova și sud-estul, deja la al patrulea, al cincilea an de secetă, din 5 sau din 6 ani, ultimii 5 sau 6 ani, nu mai ai forța să-ți revii tot timpul. Și atunci trebuie să te gândești, doamne, mai risc?
primul an îți permiți să mai riști, al doilea an zici hai că mai încerc, dar deja după 4 ani nu mai poți. Fiindcă ai ajuns în situația în care și așa ai probleme grele. Înseamnă doar boboara pe colivă, cum s-ar spune. Ei, și atunci se impune o discuție de genul ăsta. Chestiunea este că oamenii aceștia, care fiecare are nivelul lui de pregătire și ridicat, eu îi apreciez din punctul ăsta de vedere, trebuie să nu facă economie la cuvinte. Când faci o postare, nu trebuie să o spui cu două cuvinte. Spune încă o dată, chiar dacă e o muncă suplimentară, spune încă o dată ce ai vrut să gândești, cum ai gândit, cum ai aplicat și dă toate elementele. Fiindcă, din păcate, tu poate ai spus acum 5 săptămâni, dar cel care a intrat astăzi n-a citit și postarea aia și nu are chef să caute în istoric. Și atunci el nu înțelege. El înțelege că vii și îi spui că fără nimic se poate face producție. Nu, nu se poate. Ci se poate face într-un anumit sistem, într-o anumită gândire și până la un punct. Dar în momentul în care vorbești de o fermă la irigat, această gândire nu poate fi. Fiindcă apa o ai și atunci trebuie să gândești să maximizezi producția, dar e adevărat, nu la orice cost. Noi trebuie să ne gândim la ora actuală că o fertilizare normală și medie pentru toate culturile, la costurile de anul ăsta, de 2800 de lei, asta, tona de DAP, să zicem, și MAP-ul e asemănător, sau la 2000-2200 de lei azotul per tonă, vorbesc fără TVA și vorbesc ca o medie între diverse sorturi, o fertilizare la hectar se duce undeva la 1000-1300 de lei. E, asta poate face diferența între a rămâne în viață sau nu. Trebuie să te gândești, sunt dispus să cheltui 6500 sau mă opresc la 5000. Ce a făcut domnul fermier Ștefan Gheorghiță în măsura în care a fost anul acela în care era 6000 DAP-ul? Și cum vede diferența aceea? Am redus costurile. Și am redus acolo unde am putut. Am început din nou să mă întorc la carte. Și nu e o rușine. Fiindcă știți de ce? Noi am făcut o risipă. Mulți ani am mers în risipă. Fermierul a zis, domne, dau 150 de kilograme de DAP. Dau un exemplu. Indiferent de cultură. Doamne, sunt foarte multe culturi care n-au nevoie de această normă de fertilizare, mai ales la fosfor. Este adevărat că fosforul se acumulează în sol. Este ok. Dar problema este că acumularea o faci în vremuri bune, când prețurile sunt bune, nu o faci când e 6000 tona. E, lucrurile astea trebuie să ajustate. Și atunci, normal, începem iară să ne întoarcem la carte, să ne readucem aminte. Cam cât am avea nevoie la porumb, cât am avea nevoie la soia, ce rotație am putea să schimbăm, ce putem să introducem. Și eu am crescut foarte mult. Odată cu irigațiile, am crescut foarte mult în suprafața de leguminoase și în special de soia. Și se cunoaște și e corect. Bun, nu am de ce să reduc fertilizarea după soia, la cultura următoare, fiindcă încerc să obțin maximum de producție, având apă. Dar dacă n-aș fi avut, la fel aș fi gândit și eu să reduc cât mai mult aceste costuri, fiindcă nu-mi permiteam riscul. Chestiunea mare și problema mare este, și aici și fermierii trebuie să înțelegi, una este când faci aceste experiențe în culturi de cercetare, în culturi de testare, unde profitabilitatea finală nu contează, fiindcă sunt finanțate de o firmă și care se promovează prin acest sistem, și alta este când ești tu ca fermier. Și vă dau un exemplu. Cultiv mazărea. Mazărea, de când mă știu, are prețuri proaste. Fiindcă nu avem zootehnie, nu avem complexe de porci, nu avem cerere. Mazărea e și păcătoasă. Nu se poate folosi ca și rotul de soia. Este limitat în consumul la zootehnie. În general, din câte mai țin eu minte, în rațiile la porc merge undeva la 5-6% la porcul adult, porcul mare, nu la purcei. Fiindcă are anumite probleme. Nu sunt în măsură să intru în detalii, dar din ce știu. E, și în condițiile astea, nu ai cerere de mazăre, mazărea are prețul prost. Și atunci nu-ți permiți să vii cu suprafețe mari. Deși face bine solului. Deși face, dar trebuie să și trăiești. Fiindcă lumea trebuie să înțeleagă, ecologie, mort, nu-ți folosește la nimica. Aici este marea prostie care noi nu încercăm să o luminăm la nivel european, nu numai în România. Doamne, fac ecologie, dar dacă o fac pentru unul mort, nu mai ajută cu nimic. Un alt aspect, vedeți dumneavoastră, vrei să pui soia, este benefică, dar trebuie să ai apă, că dacă nu ai apă, iarăși nu merită. Pui lucernă, dar nu prea mai avem zootehnie.
Exportul nu se dezvoltă, fiindcă exportul necesită anumite cerințe. Trebuie noi să înțelegem că ceea ce se face în insula Marea Brăilei nu se poate extinde și copia peste tot. Fiindcă ei pun, nu știu, 15.000 de hectare de lucernă, dar și-au făcut fabrica lor de deshidratare, ei fac, închid lanțul. Pe când un fermier, chiar și ca mine, să zicem, eu îmi permit să pun poate 100 de hectare. Și ce fac cu ele? Din 100 de hectare nu pot permite să fac o fabrică de deshidratare. Trebuie o cooperativă sau trebuie un sistem sau trebuie cineva să facă investiția și să dezvolte piața. Deci lucrurile sunt mai complicate. Mai sunt și fel de fel de filozofi, în general din afara sistemului, care vin și spun, domnule, trebuie să dezvoltăm lanțuri de producție. Mă, oameni buni, ați făcut vreodată așa ceva în viața voastră? Deci asta este cea mai mare prostie. Venim la fermier și îi spunem, fă tu de toate. Păi decât să le facă pe toate și prost, nu-i mai bine să facă ceva și bine? Noi nu înțelegem o diferență. Și chiar am și povestit despre treaba asta. Venim și spunem, toți vrem produse tradiționale. Sunt două aspecte. Una este că îl vrei o dată pe an. Da? Vreau șoric de sărbătorile de Crăciun. Și alta este să mănânc din două în două săptămâni, fiindcă ăla care crește porc, nu-l crește doar pentru o dată pe an. El trebuie să vândă în fiecare lună, că și el mănâncă în fiecare lună și familia lui. E, atunci nu l-am ajutat cu nimic, mai rău îl încurc, că mănânc o dată pe an. Ca să mănânc în fiecare, la fiecare două săptămâni, trebuie să-mi schimb obiceiurile alimentare și ale mele și ale familiei. Și iarăși lucrurile sunt complicate. Uitați-vă la noi. Vrem produse tradiționale. Zicem, toți vorbim, vrem roșiile alea zemoase, cu gust, să ne umple punga. Mergeți odată în piață, eu am văzut, și nu odată. Și stați așa un pic departe și uitați-vă. Și o să vedeți toate gospodinele care au în cap numai ecologie și bărbații gospodari care gătesc și merg la piață și aleg doar roșiile tari. Păi, doamne, alea tari nu sunt ale noastre, sunt hibrizi din noi care... Eu am luat odată niște roșii, dar le-am plimbat o lună după mine. Și erau la fel. Și astea, fiindcă așa sunt ameliorate pentru a rezista la transport. Fiindcă amelioratorul și el primește o comandă, cu ghilimele de rigoare. Și echipa lui de vânzări îi spune, domne, trebuie să ne faci un e produs. E bună roșia, dar se strică a doua zi. Da. Nici n-am pe când asta, nu. Imediat. Da. Da. Asta. O mai iei și o consum. Păi, nu dau banii pe așa ceva. Ce iau lucruri bătute? Păi atunci, ce să facem cu roșia noastră? Ha, asta este. Roșia noastră aici are problema. Și sunt multe lucruri. Pe al doilea aspect. Al treilea aspect, trebuie să înțelegem un lucru. Aceste produse tradiționale sunt mână-mână cu industria turismului. Ai turism, dar nu de la doar pe litoral. Să meargă omul ca în Franța, ca în Austria, ca în Germania, să se plimbe, să vină la fermă, să se ducă pe drumul vinului, drumul bumbacului, drumul la ce vrea el. Ok. Și atunci se oprește și mănâncă. Unde sunt? Sunt în Moldova. Vreau și eu să mănânc o mâncare moldovenească. Dar mâncare moldovenească nu înseamnă ceafă și la grătar cu cartofi prăjiți. Înseamnă ceva, poale în brâu, să-i faci ceva la tuci și așa mai departe. Dar asta înseamnă că tu, cel care ai locul de cazare, să fugi repede la vecinii tăi și să zici, băi, nea, Gheorghiță, vină încoace. Ai porc, crești porc sau crești pasăre sau crești asta. Dăm 3 găini, 5 gâște, 2 rațe, că uite, am un grup, trebuie să le fac o mâncare. Asta înseamnă în Franța și în Occident produs tradițional. Noi credem că produsul tradițional, eu de multe ori mă duc pe la târgurile astea, mai rar, mi-a trecut cheful. Și nu vreau să, chiar dacă se supără lumea pe noi, dar nu pot să înțeleg că tradițional înseamnă că mă duc de acolo și iau un cârnat în maț de plastic. Păi eu nu cred că aia înseamnă tradițional. Eu înseamnă mață de animal. Nu înseamnă o șuncă care mi-a afumat-o într-o afumătoare modernă, care toate au același program și o fac la fel. Nu, înseamnă aia care o faci tu cu măestria ta. Îi pui rumeguș, știi cât să o afum, cât să faci fumul de intens, cât să o ții acolo. Și nu seamănă o tarabă cu cealaltă? Păi așa la lui toate au același gust. Toate înseamnă la fel. Aia nu înseamnă produs tradițional. Și ne mirăm de ce nu creăm o masă critică de clienți pentru așa ceva. Fiindcă omul acceptă odată să fie fraier, mai acceptă și a doua oară, dar nu persistă. Și trebuie să înțelegem și să schimbăm lucrurile astea. Dacă noi nu facem treaba asta, dacă noi nu schimbăm lucrurile astea, dacă noi nu creăm niște caiete de sarcini. Am făcut o documentare pentru o fasole. Și în nordul Franței se face o varietate de fasole numită Lingot. Bun.
Există caiet de sarcini, se depune la Institutul Național care urmărește treaba asta și așa se controlează și așa se produce. Și de la ce pornește? Și pornește de la tehnologia de cultivare care se face cu uscare naturală pe niște căpițe, asemănătoare cum e fânul la noi la munte. E, atunci omul când se duce la țară și se plimbă în nordul Franței pe câmp, vede acele căpițe, vede oamenii cu niște furși de-alea marca Dună, da? Aia înseamnă că se întoarce la tradiție. Nu vede un tractor de 500 de cai ca un monstru care pleacă și zici că e navetă spațială și tu îi spui omului că te-ai întors la tradiții. La tradițiile cui? Marțienilor sau ale noastre? Adică asta denotă o lipsă de înțelegere și de pricepere și o ipocrizie fără margini. Și nu putem să mergem înainte. Trebuie să începem să nu ne mai păcălim singuri. Ce vrem? Ecologie. Toată lumea vorbește de ecologie. Ce înseamnă ecologie? Păi, domne, nu vrem să dăm pesticide, nu vrem. Domne, uitați-vă un lucru. Cu agricultura asta chimizată, durata de viață a populației a crescut. Păi, domne, dacă eu moară pe toți, de ce nu murim la 30 de ani și acum trăim 70? De nu ne mai ține sistemul de pensii? Adică, nu poți așa să negi realitățile. Unii chiar încă mai știu să citească. Și chiar este jenant. Ce înseamnă ecologie? Uitați-vă că acum ecologia nu mai e bună. Și asta. Și Comisia Europeană o zice, și eu nu vreau să supăr iarăși pe nimeni, dar spun ce am de spus. Comisia Europeană spune un lucru. Avem mari probleme de a asigura produse ecologice la cultura mare. Eu în continuare lansez o invitație publică, sau mă autoinvit. Cine vrea să mă primească și pe mine, dar în aceste perioade, să văd și o fermele ecologice de mii de hectare cu culturi de câmp. Grâu, porumb, floarea, soare, ce vor ei? Dar să-mi dea voie să iau și mostre de acolo. Nu vreau să ajungem așa repede la subiectul acesta, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră fermier european în ziua de astăzi și unde vă vedeți? Pentru că de la ultima noastră discuție, fermierul european, tot fermierul european a fost în stradă, iar toată gândirea politică a fost în mâna Bruxellesului, care a zis cum se face politica. Să știți că nu o să placă. E o întrebare grea. Da. Pentru mine e grea. Și eu, după ce o să dau și răspuns, o să înțeleagă toată lumea și de ce spun că este grea. Fiindcă trebuie să spunem niște lucruri pe nume și trebuie să facem o distinție între ce a fost în Europa bătrână, să zicem, veche, occidentală, și Europa de Est. În Europa de Vest, protestele au fost datorate înțelegerii. Oamenii de acolo înțeleg foarte bine, fiindcă sunt oameni cu școală. Când zic școală, lumea să nu înțeleagă că mă gândesc numai la studii universitare, postdoctorale și așa mai departe. Nu, vorbesc de școală experiență. Pe domeniul lor, de experiență. Și care să-și cunoască bine domeniul, să țină contact cu informația, să cumpere o revistă, să urmărească lucruri, site-uri, nu știu, de specialitate, să fie în pas cu vremurile. E... Această... Numai puțin, au ieșit pentru câțiva cenți inițial la motorină. Absolut, absolut. Dar au venit și cu cereri de finețe. Ei vin cu probleme serioase pe politicile agricole. Atât din țara lor, cât și cele care sunt conexate cu Bruxelles. Doi, uitați-vă un lucru. Nicăieri niciuna din țările astea ieșit în stradă nu s-a făcut în afara mediului asociativ. De ce? Fiindcă oamenii înțeleg foarte exact importanța, rolul și necesitatea acestui mediu asociativ. Asta nu înseamnă că ei n-au probleme. Nu înseamnă că n-au și ei birocrați care încearcă să strângă și să subjuge un pic acest mediu asociativ. Dar totuși înțeleg că doar în interiorul lui. Eu în perioada aceea, eu n-am ieșit în stradă. Și nu o spun nici cu titlul de mândrie, nici cu regret, ci o spun ca explicație. N-am ieșit că atâta timp cât sunt membru unei asociații unde am intrat voluntar, și tot voluntar voi ieși, dacă va fi cazul, înțeleg un lucru. Am intrat, trebuie să respect regulile. Îmi spun punctul de vedere, am scris, am vorbit peste tot, am spus, domnule, cred că trebuie să ieșim în stradă. Dar dacă cei care ne conduc, bun, răi, care sunt, au zis, nu e cazul, poate au mai multe informații, poate nu i-am ascultat eu foarte bine, sau poate chiar sunt slab conducători și la alegeri vor trebui schimbați.
Dar nu înseamnă că facem fiecare de capul nostru, fiindcă îmi dăm un semnal de anarhie. Mai mult decât atâta. În urma acestor proteste de stradă de la noi, au apărut niște lideri ai străzii, să zicem așa. Lideri ai străzii, care, din păcate, nimeni n-a intrat în aceste lucruri de a le dezvolta, s-au dus la minister să negocieze și cu autoritățile, ceea ce era deja negociat. Și atunci ai ieșit în stradă, ai pierdut timpul ca să obții ceea ce era pregătit. Și luăm exemple. 100 de euro, care se va da acum pentru culturile din 2022, era negociată cu mediul asociativ. Și mă refer la toate asociațiile, nu stau că una, ca alta, toate acolo. Așa cum mediul asociativ de anul trecut. Explicația logică și normală și de înțeles era următoarea. Ministrul Barbos zice în felul următor. Trebuie să aprob bugetul și care se aprobă la sfârșit de an, început de an, și după aceea când am banii aprobați, stăm de vorbă. Dar am prins-o în buget. De ce era prinsă? În bugetul care s-a aprobat în decembrie, această măsură era prinsă. Amânarea ratelor era asumată. Legea arendei, o nebunim și aia are altă problemă. Nu e, nici că a ieșit lumea în stradă, nici că n-a ieșit. Nu mai vorbesc de faptul că cei care au ieșit în stradă azi au vrut legea și după două zile că le-a spus cineva la ureche, n-au mai vrut legea. Mă rog, astea sunt alte discuții. Ei, și foarte multe astfel de aspecte, ele erau prinse. Te-ai dus acolo, fără să îi întrebi și pe ăștia la care sunt în mediul asociativ, bă, oameni buni, cum stăm? Ce vrem să facem? Uite, noi ne-am gândit la listele astea, aveți ceva să ne spuneți? Niciun fel de comunicare. Și s-a ajuns la un fiasco. Manifestarea a fost spectaculoasă. Rezultatele au fost între zero și minus infinit. Și atunci, care a fost scopul? Doar că unii au vrut să-și facă o reclamă politică în speranța că acum vor face nu știu ce partide? Păcat! De ce s-a ajuns la asta? E, aici vine răspunsul greu. Fiindcă foarte mulți dintre colegii mei, cu părere de rău o spun, sunt departe de nivelul pe care ar trebui să-l aibă un fermier european. Și ei nu înțeleg. Ei înțeleg că doar faptul că știi să reglezi o semănătoare, 3 șuruburi și 5 cadrane, înseamnă a fi fermier. Nu! Nu asta înseamnă, asta înseamnă mecanizatorul. La mine mecanizatorul este stăpânul utilajelor. Eu trebuie să fac managementul fermei. A, că lucrez și pe tractor pentru acțiunea aia, da, trebuie să știu treaba asta. Dar trebuie să înțeleg altceva, trebuie să înțeleg să citesc un bilanț, trebuie să înțeleg noutățile tehnologice, trebuie să înțeleg ce vrea să spună unul când zice nu da îngrășăminte sau dă îngrășăminte. Și de ce zice și care e logica. Deci trebuie să trec la un alt nivel. Fermierul, eu țin minte la un moment dat când lucram la multinațională, mergeam cu fermieri în Franța și îi duceam pe la diverse ferme și au mers la un moment dat cu noi niște oameni foarte cunoscuți în mediul fermelor zootehnice, oameni cu pregătire, cu studii serioase, cu cunoștințe serioase și au rămas plăcut impresionați de fermieri normal care cunoșteau tauri, performanțe de producție, modalități de a-și conduce trupa pentru ameliorare genetică, pentru a-și îmbunătăți performanțele și știau exact unde vor să ajungă și aveau niște programe pe care le urmăreau. La fel și în cultura vegetală și în legumicultură. Noi avem puțin din ăștia. Eu mă uit înfiorat și îngrozit pe internet când văd câte unul care lucrează sute de hectare și zice ce erbicid să dau și eu. Mă, oameni buni, nu vii acum să întrebi ce erbicid. Bun, poți să încerci să ceri o opinie despre o chestie mai de finețe. Sau îl mai vezi pe câte unul cu bidonul de insecticid în mână și zice, păi pot să dau acum și planta e deja cu fructul făcut. Adică, ăia n-au ce căuta și din păcate sunt mulți. Iar eu asta am acuzat, acuz și mențin opinia și media asociativ și clasa politică, ordinea e aleatorie, cum doriți, fiindcă n-au fost de acord când s-a aprobat acest PNS să creștem nivelul de pregătire al fermierului. Creșterea nivelului nu înseamnă să îngrădești posibilitatea omului de a face agricultură, ci obligă-l să o facă având niște cunoștințe normale, necesare. De ce nu orice om de pe stradă nu-l luăm să-l facem notar? Domnul Ștefan Gheorghiță, asta cu ce erbicid să dau este o postare la fentă. Hai să mergem, nu mergem după fentă. Nu. Eu nu cred că sunt reale, e doar cineva care încearcă să enumere din păcate, produse. Din păcate, eu mai mult și prin discuții și astea. Și haideți să vă dau exemple și altele. Vedeți, foarte multă lume spune, domnule, haideți să facem cartare. Cartarea este bună.
dar nu în fiecare an, cum zic unii. Și doi, depinde și cu cine o faci. Că dacă vine o firmă și care spune că tu nu mai ai de ce să dai azot la nicio cultură, fiindcă el a luat probele de sol după o cultură de leguminoasă și a uitat să scoată resturile vegetale, ce pretenții să ai? Deci, de asta vă spun, sunt foarte multe probleme de genul ăsta pe care noi le avem și noi trebuie să înțelegem că trebuie să împingem acest sector ca resursă umană în față. Nu vrem, ne vom duce crucea, dar crucea nu va fi plăcută. Este adevărat că trebuie să punem și reversul medaliei. Pentru o clasă politică slabă, un mediu asociativ, asociativ și al Bresley ridicat ca nivel intelectual e o problemă. Că începe să fie greu de manipulat și greu de condus. Deci eu, din punctul ăsta de vedere, înțeleg, dar nu pot fi de acord. Spuneți-mi dacă asta s-a întâmplat în România cu ieșirea în stradă a fermierilor. Ce ați văzut în Europa după ce a ieșit fermierul european în stradă? Ce a primit? Ce s-a întâmplat? A avut ce și-a dorit? Nu încă. Nicăieri. Nu putem să spunem. Germania, de exemplu, în continuare a implementat eliminarea accizei la motorină. Franța a făcut anumite modificări, dar nu câte ar dori. Și la noi s-au făcut niște modificări și în alte țări. Dar, vedeți dumneavoastră, eu cred că altceva este important. Nu că anumite chestiuni punctuale au fost sau nu rezolvate în totalitate. O parte au fost rezolvate, o parte parțial și o ce parte deloc. Dar, ceea ce cred că a pus pe gânduri pe toată lumea, este viitorul. Este clar că toată lumea a înțeles că direcția asta extra ecologică nu va putea merge la infinit. Și doi, trebuie să înțelegem un lucru și din ce în ce lumea să devină conștientă, inclusiv societatea. Dacă nu ne dorim această agricultură, așa cum e ea, și cum o creăm, ce ne dorim? Fiindcă nu putem pe de-o parte, și populația trebuie să înțeleagă asta, noi le spunem fermierilor români să nu mănânce, să nu folosească foarte multe pesticide, să reducă în continuare și greșelile și pesticide, dar în schimb, ceea ce le interzicem la ei noștri, are toată marfa care vine de afară. Și asta e o realitate. Eu nu spun că e toxică sau e otrăvitoare, să nu fiu înțeles greșit. Eu spun că este făcută cu produse care în Europa sunt interzise, Europa comunitară. Dacă la noi au fost interzise pe diverse motive, de ce cumpăr de la alții? Asta e întrebarea. Și atunci, este o chestie pe care am și semnalat-o la un moment dat. Dom'le, vrem ca fermierii sau o parte dintre fermieri să moară, între ghilimele, vorbesc economic. Dacă vrem să facem treaba asta, măcar să avem bunul simț și tăria, să ieșim în fața lor să le spunem, oameni buni, nu mai vă dorim. Ceva de genul, pensionați-vă, ca să pensionați-vă că ăsta e viitorul vostru. Da. Nu mai aveți. Și ok, trebuie să înțelegem. În multe sectoare s-a întâmplat treaba asta. Nu mai avem pantofării, nu mai avem croitorii de cartier, de asta. Nu mai există. Dar oamenii ăia au știut. Li s-a spus. Cine n-a vrut să citească ziarul sau să asculte, aia e altă discuție. Dar li s-a spus, domne, vin marile fabrici care fac îmbrăcăminte. Nu mai avem nevoie de costume la comandă sau decât ăla care e dispus să dea 10.000 de euro. În rest, nu mai avem. Și lumea a înțeles, gata, ok, ne apucăm de altceva. Ne ducem la fabrică, ne schimbăm meseria. Asta e întrebarea și aici. Nu mai avem nevoie de acești fermieri? Hai să le spunem. Oameni buni, căutați-vă altceva de făcut.